Salutare, sunt Laura de la Picturia și în acest video am să vă arăt cum am pictat și decorat aceste felii de lemn ovale, a cărui rost și-a găsit la ușa unor camere într-o pensiune rustică. În mod similar ne putem imagina o plăcuță la ușa camerei unui copil cu numele copilului sau o plăcuță la ușa unui magazin pe care scrie pe o parte închis, pe cealaltă deschis. Să vedem acum ce materiale am folosit pentru acest proiect. Avem desigur plăcuțele pe care le-am dat cu un strat de grunt alb, am un fluture metalic și o pastă de relief de la Rich cu care vom face acel efect de fluture tridimensional. Mai avem și vopsele acrilice de la Rich și o vopsea de antichizare, cu efect de antichizare. Pregătim și decupaje, fie din șervețele sau hârtie de orez, modele florale și eventual fluturi. Pentru a obține efectul dorit, eu am combinat 3 modele de șervețele. La final adăugăm un lac. Și pentru acest proiect voi folosi un lac semi-mat în combinație cu un lac lucios pentru a face literele scrisului să strălucească peste suprafața lăcuită mat. Cel mai dificil lucru de realizat este fluturele tridimensional și de aceea cu acest lucru o să și începem cu plasarea fluturelui. Mai întâi însă va trebui să stabilim exact unde vine scrisul și apoi să folosim pasta de structură pentru a pune un strat destul de gros în locul în care vrem să amplasăm fluturele. Apoi vom amprenta fluturele metalic în acea zonă. Desigur, dacă nu aveți un astfel de obiect, puteți folosi ceva asemănător ce poate fi amprentat. Și iată cum arată după ce se usucă. Vom aștepta câteva ore uscarea, deoarece stratul gros de pastă de structură necesită un timp mai îndelungat de uscare. Această amprentare se aseamănă oarecum cu amprentarea în forma de lut pe care o am aici. Vreau să vă arăt cum arată atunci când este gata și poate fi astfel vopsit în două culori. Culorile acrilice de la Rich pe care le folosesc au un aspect mat și am optat pentru culori deschise la culoare pastelate, o combinație de verde și bej, culori care se potrivesc cu aspectul rustic pe care vreau să îl obțin. Mai precizez faptul că trecem fără frică cu aceste culori peste fluturele tridimensional și apoi, după ce se usucă stratul de vopsea, o să lipim bucățile de șervețel. Vom face aceste lipituri în special pe marginea ovalului și vom lăsa centrul cât mai liber, acolo în zona în care vom avea textul. Și facem acest lucru pentru că vrem ca textul să fie suficient de vizibil. Modelul pe care îl punem cu ajutorul șervețelelor nu trebuie să distragă prea mult atenția de la scris. Și acum vine partea de antichizare. Vrem să obținem un efect antic și de aceea putem să amestecăm puțin alb în soluția noastră de antichizare și să trasăm ușor cu pensula peste ceea ce am realizat până acum. Inclusiv vom trasa cu alb peste fluture, neapăsând, astfel încât doar suprafața fluturelui să devină mai albă, iar spațiile rămase în interior rămân în culoarea cu care am pictat. Soluția de antichizare amestecată cu puțin alb va crea un efect ca de ceață transparentă pe suprafața pe care am lucrat și în funcție de cum facem mișcările cu pensula, această ceață va fi mai densă sau mai puțin densă pe alocuri. Această antichizare are rolul de a face fundalul să devină mai estompat, astfel încât scrisul să se vadă mai bine deasupra. Scrisul îl pictăm simplu cu negru și adăugăm apoi numărul camerei pentru care am avut grijă să ne lăsăm loc. Acum aș vrea să mai adaug un ultim element decorativ, folosind niște ștampile din silicon, să aleg una dintre ele, chiar dacă nu sunt potrivite pentru suprafața ovală, pot să fac această amprentă astfel încât să nu se observe că sunt mai colțuroase pentru colțuri. Și am folosit vopsea albă pentru a face amprenta. Ea nu trebuie să fie perfectă. Este suficient să obținem câteva spirale albe. Și apoi vom folosi lacul mat, așa cum vă spuneam și la început, după care, când lacul mat se usucă,
cu ajutorul lacului Lucios, vom picta din nou de-a lungul literelor, scrisului și al numărului. Pentru a fi la curent cu alte și noi tutoriale de artă, hobby, pictură, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. De asemenea, materialele pe care le folosesc veți găsi întotdeauna link către ele în descriere sau în comentarii. Aceste materiale sunt de la craftixart.ro. De asemenea, pentru cei care vor să pătrundă mai adânc în tainele artelor plastice, am câteva cursuri și ateliere de pictură specializate, cum ar fi atelierul de pictură a florilor sau a peisajelor. De asemenea, linkul către acestea este în descriere sau în comentarii. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare, pa, pa!